În viitor, da? Bun. Că 4D, că săritura cuantică, că te ajută dragonul să nu știu ce, dragonul nu. N-ai treabă, dragonul are lumea lui, viața lui, tu n-ai nicio treabă. Că apare în viața ta, că te băzâie, zâzâie, are pământul lui, are lumea lui, are săriturile cuantice ale lui, tu n-ajuți pe nimeni, tu pe tine te ajuți. Tu îți trezești în tine, da? Amintirile despre toate lumile paralele, tot ce poate fi multiversul, da? Că în săritura cuantică e cineva cu cineva, că trebuie cu dragul. Nu! Trebuie să accepți că nu faci săritura cuantică. Dacă faci pe spatele cuiva, pe spatele dragonului, să zicem, care e de când lumea dragon, 4D, tu trebuie să ajungi, da? Să ajungi la 2D, 1D, cel din 3D, ca să vii înapoi 1, 2D, 3D, 4D, să devii dragon. Nu vine dragonul să te ia, vezi, Doamne, de pe povești, băbești, tâmpite. S-a îndrăgostit de dragon și a plecat fetele mâncate de dragon, da? Devine dragoneasă și sari tu în energiile tale. 4D e energia dragonică. E, da? Și ești tigru, ești puma, zic cum vrei. Fiecare cu zodia lui. Ești taur și mai ești nu știu ce, nu? Sau? Ca și an și ca și zi, asta, lună de naștere. Bun. S-a dat peste cap ceva, că cineva trebuia să facă și s-au îndrăgostit și cineva trebuia să înțeleagă că trebuie să fie ajutat de cineva, vezi ce am făcut pentru tine, să fie dat. Deci niște chestii, programele debile, de viitor, din trecut, nu știu. Trecut, viitor, e în aer și numai prezentul e concret și e ancorat. Ce înseamnă prezent? Acum aici nu mai sunt joburi, nu mai e nimic, nu mai e, da? Nu mai e în jur nimic spațiu, pentru că se transformă și urci mai vibrații mai sus, mai jos, vezi, ești în prezent și ți ancorezi pământul tău în prezent. Nu ai treabă, că tu aveai senzația că ești într-un spațiu de nicăieri. Ăla era Dragonic Land. Era a cuiva ca și cum. Ori tu devii dragoneasă și ți aparține Dragonic Land și în lumea ta tu ți ancorezi lumea unde vrei. Că vrei în 3D, că vrei în 4D, că vrei în 5, că vrei în toate. Treaba ta. Nu-ți mișună nimeni prin casă, nu-ți... Da? Cum adică? Flu-flu. Cineva care ți-i drag și s-a lipit de tine și nu poate să se dezlipească. Pentru că ai de trecut prin ce ai de trecut, ai amintirea care te iubește, ai întâlnit pe cineva în săritura cuantică, în timpul săriturii cuantice. Foarte bine, foarte frumos, da? Fiecare își vede de viața de mai departe și pe parcurs se întâmplă ce se întâmplă. Las că vezi tu ce se întâmplă. Da, te descurci. E dur, e puternic, e... Da? E în viteză. Ceea ce e abilitatea ta. Ești în viteză. Tu vezi dintr-o parte și tu vezi pe cineva în viteză. Tu ești în viteză în oglindă, nu e omul în viteză. A dispărut. A fășnit vântul. Și ai simțit. Și ți-a apărut la geam, și ți-a apărut la... Da? Tu ești așa. Tu nu te vezi dintr-o parte. Ți s-a arătat omul dintr-o parte. Magul, te-a învățat, a fost coach de pe Dragonic Land. Mulțumim, la revedere, o zi bună. Îți dai seama cum ți-a arătat. Că a intrat și în tine, a făcut ravagii, a făcut ce a vrut pentru tine, onoare, onoare, cinste, cinste. Cum era? Pe onoarea mea de familistă, da? N-a zis și tu. Tu nu poți așa, cum adică? Să ravagii și să... Nu e cușă energetic să zbur de cineva. Zici dragonului frumos de pe Dragonic Land. Get a room, sau cum? Ia-ți o cameră, nu? Ia-ți un corp, blei. Și bagă-te și fă ravagii câte vrei. Nu faci ravagii în corpul meu. Ci pe lângă mine și în casă și să mă zăpăcești. E ok dacă așa e lumea, e ok, o accepti, faci spațiu.
Dar nu e ceva cu ce trebuie să trăiești. Că tu îți proiectezi lumea ta. Și acolo nu încape așa ceva. Tu dacă ești așa, ok, dar pe cineva lângă tine să primești tot așa, tu nu poți. Nu e despre asta. Înseamnă că ești un tot întreg. De-aia hotar se pune, nu se dă voie în casă, nu se intră, intră în casă și bate la ușă, pot? Da, ok. Dar nu știu dacă, nu, păi ai zis da, nu merge, cum adică? Ai zis da, s-a închis încă o dată. S-a închis până tu nu vii cum trebuie. Adică cel care trebuie să apară în viața ta, dacă trebuie să apară. Până nu vine cum trebuie, până nu înțelege ceva. Nu vine, a, ai zis, nu merge așa. Tu zici da și se pune hotar. Paradox. Poți să dai și mie nu știu ce, da. Hotar, paradox nu poți să iei. Tu îi dai și nu e cum era. Îi dai în punguță nu știu ce bănuț să-i împrumuți și acolo sunt o pereche de chiloți. Când i-ai dat odată că ai spălat nu știu ce și la tine mergea și la altcineva nu mergea. Să spele hainele, mașina de spălat. Ai înțeles cum merge? Urci în 5D sau vezi cum ești, unde ești, unde urci mai departe. Acolo ești. Și nu mai merge cu giumbușlucuri, cu, da, în proiecție, în jurul tău se proiectează, zici că sunt nebun. Fac căsuțe de căței, de pisici, de... au proiectat aici, nu știu ce. E proiecția asta, tu intri, tu știi că e proiecție, că nu te păcălește nimeni. Dar mă rog, ok, hai, să vedem, poate așa e lumea, poate. Tu vezi ca proiecție, dar omul nu știe că e într-o proiecție, că el stă în frig săracul, mare de frig și nu înțelege de ce. Da? Chiar dacă pune la încălzit. Și vezi altceva și se proiectează în paralel, îl bagă în, să stea în vai de noi săracul. Și omul nu știe proiecții. Unul mai proiectant decât altul. Nu te bagi în lumea nimănui. Nu faci, nu dregi. Tu pentru tine faci. Dacă rezonează, vine cineva și ești undeva și mai stai afară la povești și aia, nu știu cum, nu știu, e dur. E... Nu poți, altfel nu poți. Ți se bagă în ADN-uri. Cum adică? Stai un pic. Cum adică? Las că așa e 4 de nu. S-a trezit în tine dragonicul și dragoneasa nu lasă dragonul, da? Nici la miros să-l simte, nu e nu știu cine, nu e nu știu cum. Și nu că nu-l lasă, că zice eu nu te las. Ăla nu mai poate veni, nu se poate transforma. Nu o să poată să se transforme, am și zis, da? Cât de mult n-ai să vrei, n-ai să mai poți. N-ai să poți să te transformi dacă nu înțelegi regula cum merge. Da? Eu am schimbat regula jocului. Nu mai ești tu pe pământul tău, ești faci ce vrei. Nu, că pământul Dragonic Land e pentru fiecare Dragonic Land. Și fiecare are de făcut treaba lui pe pământ. Și schimbă în lumea care se personalizează și schimbă regula jocului de fiecare dată. Nu poți să faci ce vrei. Acolo undeva, de-aia îți faci căsuță separată, nu zăpăcești omul în proiecții și intri iar în casa lui sau în mintea lui, nu. A, moment dismis. Te joci tu cu mintea ta, intri în mintea ta, tu te joci cu tine, tu în jurul tău, tu la un moment dat te nebunești, nu înțelegi ce ți se întâmplă. Pentru că ai călcat pe pământul 3D, tu din 4D dragon, ai călcat pe pământul 3D și ai niște restanțe de plătit. Să înveți cum e să fii om, punct. Să iau toate abilitățile de dragon, punct. Tu vii în lumea mea de om. Asta înseamnă 3D, treci în 4D, asta înseamnă. Rămâi cinstit, onest la ce ești tu. Păi suntem dragon. Da, da, ai niște reguli. Ești și om și ai și puterea dragonică. Nu ai treabă. Cum să te bagi în organismul altuia și să faci ravagii, să iei măștele, să fie altcineva, să te duci să iei bani, ăla pleaznă pe nu știu unde, așa și murit sărac. E suflețel. Cum adică? Stai un pic. Cum adică? Schimbi regula jocului și nu se mai poate. 4D nu se dezolvă 4D, cum se dezolvă și 3D. Și 4D nu merge mai departe până nu înțelege ce e 3D. Până nu devine om simplu muritor de rând fără ca să facă săritura cuantică, să se fie frică de moarte.
Aia e, acolo e. Și nu vrea, domnule, nu vrea, fuge, se transformă. Nu, atâta cât o-i trăi, atâta. Nu te întreabă nimeni. Ești reluat și reluat de la clipa în care ceva ai înțeles, ceva ți-a fost lângă omul drag, știe că nu o să te lase, că, da? Ți-ai găsit jumătate, știe că ține la tine și nu o să te... Și tu fugi, fugi, fugi. E un fel de... ca și cum minți. Tu nu minți, tu ăsta ești normal, tu, dragonul, e normal. E sălbatic, e... Da? Nu vrea să explice, nu are ce să explice. Asta e ca o risc. E viața lui, cum ești om, el e energie, ia. E doar energie. Îi permiți luxul să intre în corpul care și l-a ales și să-și trăiască viața în 3D până urcă 4D, 5D, să zicem mai departe. Sau să-și restarteze lându 4D pentru că moare. E ultimul din mohicani care dispare. Și nu vrea să înțeleagă. E ca un copil zbanghiu și fuge, sage, drege, nu știu ce face. Da. E, lasă că... Mă iubește și eu până la punctul, știu. Eu nu știu ce înseamnă mă iubește, dar așa am trăit toată viața și am fost copilul alintat al pământului meu și nu merge. Trebuie să fii în 3D? Da, ești, înțelegi, lucrezi, faci, dregi. Nu știu dacă tu lucrezi, pentru că tu ai abilitatea să păcălești. E o clipă, ai fost tu, mă duc să stai niște lemne. Să-ți stai ții niște lemne. Și tu zici, wow, ce stai lemne, băi, ce bărbat. Și să-ți fac ceva mâncare, da, da. Și a dispărut. Și în locul lui a apărut tata sau mama. Tot în aceeași față. Asta e Dragonic Land. Și îți gătește și îți face. Și tu nu înțelegi, n-ai față de cei care îți gătesc în jur sau stau cu tine și se uită la televizor seara, ceva, da? N-ai nimic, nu te... Și din când în când apare tău care nu stă locul, el nu înțelege. Pentru mine trece testul mama sau tata. Cum e asta? Alo! Înapoi în Dragonic Land, tu nu știi ce înseamnă om și înapoi. Te restartează, te restartează, te restartează, pum. Până nu înțelegi ca să treci în 3D și cum treci, cum trebuie să treci și să mori și să... Nu-i frică de moarte. Nu-i frică de... Trebuie să-ți fie frică de moarte, dragon, ce ești nebun turbat. Ești nemuritoare. Da. Eu o să înțeleg că-s nemuritoare până n-am înțeles frica față de moarte. Trebuia să mor de câte? De 7 ani în Tibet. 7 ori să mor! Omorâtă de eu, de mine sau de cineva. Da, fă-mi acolo. Eu vorbesc acum cum știu cu cine vorbesc. Cum e asta să umbli prin casă și să zboare tot pe lângă tine și să vezi? Da? Ai deschis geamul, a intrat vântul un pic, gata, l-ai văzut. Păi și aici, circ? Acolo ești. Cel care ascultă. Tu ești unde trebuie să fii. Din 3D înveți 4D, să fii dragon. Înveți să fii dragon. Dar dragon, cumva dragon și om. Pentru că energia din tine nu se mai zbenguie ca nebuna și n-are formă. Energia din tine în hotar, de formă. Nu mai are de nebună să sară în omul nu știu care. Nu-i pământul tău. Ăla are alt Dragonic Land. Păi și noi, dragonii noi, între noi, nu! Oh, Doamne. Acolo ești, distrează-te. Înțelege unde ești, Doamne.